Good evening, hello. Germana nu e limba mea nativă, însă sper că nu vă va gâria urechile în film. Pe germanii am păcălit. Yes. Sper să vă placă acest film. Pentru mine este o seară extrem de emoționantă, pe care am așteptat-o de foarte, foarte mulți ani. O să vă zic mai multe la final. Acum mai trag de timp pentru oamenii care întârzie, după cum vedeți. Deci aș fi vrut să am și glume, dar nu mă ajută copiii. Le-am cerut o glumă cu ziua de joi, dar nu au vrut să mă ajute, pentru că numai ei vor să fie cool. Nu vor să mă ajute și pe mine, dar asta este. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you so much for organizing this, for giving me a platform. This is my favorite cinema in Bucharest. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Ioana, mulțumesc frumos, Iochim, mulțumesc mult. Cum am spus, cred că este extrem de important să ne putem întâlni, să putem să vedem un vis care părea imposibil. Și împreună, cu mulți oameni, l-am făcut posibil. Chiar sunteți martorii a ceva ce noi doar am visat, am sperat, a părut imposibil până în ultimul moment și acum părea imposibil și să ajungă în România, încă pare imposibil să-l și vadă alți oameni, dar sper să ne bucurăm și ca la anul, când sper că acest film să ajungă la cât mai mulți oameni, să spuneți prietenilor, dușmanilor, cui doriți, nu mă bag, asta nu-i treaba mea, să spuneți, de atunci a început filmul ăla, să ajungă în inimile noastre și a început să schimbe. Sunteți pe bune martorii a ceva ce sper doar să înceapă, acesta doar să fie începutul pentru povestea Gypsy Queen în România. Vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Într-o seară de joi, ați trecut de trafic, de fric și ați venit aici împreună cu noi. Vă mulțumesc mult și vizionare plăcută. Ca după aia o să vă repovestesc și eu filmul, da? Deci îl reluăm după ce începe, vă iau de la început și vă dau test, apropo, da? Deci, în germană. Acest cântec este compus de Damian Drăghici, special pentru filmul Gypsy Queen. Și avem aș avea plăcerea să ne invit și pe Sorin Mihai lângă noi, dacă se poate. De atunci eu am rămas cu cuvântul babo. Îi spun babo, ceea ce în romanesc înseamnă tată. Da. Exact. Bună seara încă o dată și vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Este ok românește să mai... O să mai și traduc în engleză, de acord? Și eu în românilă, o să spun și în română și în engleză, de acord? I won't understand, but I don't have a personal translator. Once again, thank you so much for being here. I am speechless because I have waited for this film to come here. And to heal. Și acum tot eu o să traduc, deci asta va fi greu. Deci, vreau să vă spun că am așteptat foarte mult ca acest film să vină și să vindece. Îmi cer scuze că plâng.
cauza pandemiei, eu nu am reușit să mă întâlnesc cu publicul. Deși a fost în cinema, nu am avut șansa să nici Babo să mergem în cinemauri și să ne întâlnim cu dumneavoastră. Apoi, și pentru că sunt într-un spațiu de siguranță și voi fi foarte sinceră, și pentru că acest film nu este important pentru anumiți oameni, nu a ajuns în țară. Dar dumneavoastră, cel puțin din energia pe care o primesc în seara asta, simt că și dumneavoastră simțiți ceea ce simțim și noi. Că acest film este important. Aceste lacrimi sunt de fericire. Sunt de fericire și sunt încă spre vindecarea pe care eu încerc să o sădesc în societatea românească și oriunde mă duc. Și că oricât de imposibil a fost și pentru mine să stau să fiu aici, apoi imposibil să facem acest film. Și este încă imposibil să-l aducem în țară. Vom face asta imposibil, nu-i așa? Și dumneavoastră, prin reacția dumneavoastră, mă faceți să cred că acest film merită adus în țară. Și dacă nu, să-mi spuneți. Acum să traduc. Once again, thank you so much for being here. This film has not yet arrived in Romania. Also, the pandemic times were definitely something that kept the film away from Romania. But it's also the fact that it's a very Roma film, as you could see. And I would be straightforward as well with this. There are not so many stories about us, told by us, with us, for us, and for other people. And so the interest was not so high in bringing this film. Așa? Nu e de fapt pecetuit. De fapt, în noi stă puterea asta de a ne găsi câtuși de puțin mică libertate, oriunde e ea. Și de a arăta că suntem demni de iubire, respect și tot ce este dat altora fără să le fie vreodată întrebată. Privilegiul. And it's about never giving up. I'm sorry, that was a very long answer. Because you do it bilingual, so it's I don't want to monopolize the word, so I would like to know if some people want to react. Reacții, you have microphones. Don't be shy. Nelămuriri, o critică, așa, cu bondă, să faceți o cerere. Eu la tine mă simt rău. Niciodată cu viața ta să nu mai spui că munca ta și munca echipelor în care lucrezi nu contează. Indiferent de ce ar spune oricine, munca ta contează. Munca ta, e, cel puțin pentru mine, că te-am văzut față în față acum aproximativ o lună, a fost o adevărată revelație. Și rățoiul, datorită ție, a tăcut. În sfârșit. Mulțumesc. Doar să explic această glumă cu rățoiul, ca să nu... Nu chiar așa, deci nu. Are o noimă, credeți-mă. Copiii mei știu asta. Când țin ateliere de storytelling, le spun și celor mari și celor mici, oricum, nu contează că toți avem un... L-am numit Rățoi, dar n-aș vrea să fiu rea cu rațele sau ceva, dar l-am numit așa Rățoi atunci. O să mai schimb. Că toți avem un Rățoi, adică o voce care ne spune, cine ești tu? Ce te crezi? Stai, mă, acasă, nu vezi că nu poți. Lasă!
Și toți avem acea voce. Și când lucram cu copiii tineri, nu contează ce vârste, le ziceam, vezi că a intrat rățoiul, vezi că nici măcar nu mai auzi acum, tu l-auzi numai pe el. Și de aici, deci da, să punem pe mute toți rățoii, nu ăia adevărat. Deci, da, am încheiat cu rățoii. Alina, voiam să spun că ești o mare actriță și asta se vede mai ales în acest film. Poate că filmul în sine poate fi comentat că ar avea burți, că e prea scurt sau prea lung, sau că e... dar n-aș zice că e patetic în stilul în care știm noi că speculați unii dintre voi. Mi-am gândit de plâng de filmul care l-ai făcut împreună cu Saltât Baba al Romilor. Cum se numea? Nu știu de cum se numea. Da. Și unde e la fel, adică ai un moment de emoții care vine personal m-a făcut praf. Și ai astfel de chestii și în filmul ăsta, dar aș zice că ceea ce e fost în acest film este că se caută un echilibru. Apropo de faptul că e un film despre migrație până la alta și apropo și de ce s-a întâmplat astăzi, cred că filmul ăsta o să trebuiască să ajungă foarte curând pe ecranele românești, așa, pentru că tratează o problemă într-adevăr dificilă, cea a migrației, mai ales a românilor care au puține șanse în Europa, dar că nu au o calificare, sau diferențele culturale, cum am văzut de pildă în filmul ăsta, unde mie nu mi s-a părut că între regizor și tine e mare diferență, el e curt, dar poate că și strămoșătăi la origine au fost tot curți, așa cum domnul ăsta care vine din Giurgiu, se vede că e țigan turc pe românește. Și deci, dacă m-ai impresionat și dacă m-ai convins cu adevărat, eu care s-am văzut cam toate producțiile și de știu de când era mică, cred că ăsta e marele tău rol de până acum și bineînțeles că o să mai ai și alte. Poate că această trecere de la predispoziția spre gypsy style, cum spunea List, adică un sentimentalism care îi face praf pe gagii, dar pe mine personal nu mă face praf, pentru că eu cred că trebuie să fim puternici, ceea ce tu ești. Adică cred că trebuie să ne învingem emoțiile, pentru că în clipa, și cred că este o frază acolo care folosești un film, fantezia, felul de fantezia romă înseamnă gândire magică, adică trecând pe lângă realitate. Ceea ce propune filmul tău este tocmai un realist teribil, cu toate durerile și cu toate necazurile pe care le au de fapt romii în Europa. N-am zis nimic rău de Europa, deși aș zice. Dacă îmi permiteți, aș vrea doar și eu să salut pe câțiva din sală care poate ar trebui să meargă acasă pe târziu. Mă refer la copiii de la copiii mei, mai mulți. Poate e târziu pentru voi, nu știu, mai puteți să stați să... Da, mai... copiii, normal că mai pot, doamnele. Aș vrea doar să menționez că în sală o avem și pe Erica, care este, nu știu, viața mea, draga mea, ridică pe el, îmi cer scuze, draga mea, eu n-am să știu să-ți numesc toate titlurile cum trebuie. Doar vreau să vă spun că este o mare campioană de box care poate lumea nu i-ar fi dat șanse, nu-i așa? Care era cea mai mică în sală, nu? Și poate la început se ascundea după stâlpi, zic bine? Așa? A devenit cea mai bună în sala ei și acum este campioana României. Nu vreau să minimizez, să încerc eu să le numesc pe toate. Îți mulțumesc frumos, Erica, că ești aici. Sper că ți-a plăcut. Sper că te recunoști. Ești o mândrie pentru mine. Și să nu renunți niciodată, da?
exact, dacă sunt totuși în acasă, vă cer ceva. Mai avem pe cineva în sală care este o campioană la scrimă. Nu este campioana mea. Așa. Și ea a fost chiar selectată să participe la campionatul național de scrimă. Și o să n-o să am niciun fel de rușine aici să vă spun că eu o să îți mulțumim, dragă Elmira, că crezi în visele tale și trebuie să continui, da? Acum așează-te ca să nu te rușinezi acum. Eu acum rușinați-mă pe mine, deci uitați-vă la mine. Eu sunt aia așa și nu am niciun fel de rușine. Eu o să fac chetă online, da? Vreau să-i cumpărăm Elmirei costum pentru a participa la scrimă, de acord? Facem asta împreună? Vreau să văd pe Elmira în costumul ei, domnule, da? Mă scuzați, m-am simțit ca acasă și nu m-am rușinat de chestia asta, vreau să... Scuzați-mă. În primul rând vreau să te felicit. Este prima oară când am văzut acest film. Și mama la fel, toată lumea, să știi. Bravo! Așa? Lumea șocată. Pentru că este o luptă totală. Lupt pentru tot ce poți tu. Și efectiv, nu am cuvinte. Este efectiv de felicit din tot sufletul meu. Nu am cuvinte, spun. Deci eu te tremur toate. Pentru că este prima oară ți-am spus că am văzut filmul ăsta. Chiar am zis că îmi doresc foarte mult să vin. Și îți mulțumesc tare mult de tot că tu m-ai primit cu drag așa să-l privesc. Și cu suflet și cu lacrimi. Te felicit, George Pălăria. Mulțumesc! Și voi, indiferent de vârstă, vreau doar să mă fălesc și cu Vanessa și cu restul de copii tineri, adolescenți din sală, cu care am bucuria să lucrez într-un proiect, se numește Fără Frică, și mă bucur foarte tare că Vanessa și ea devine regizoare a propriilor lor, ei și ei, la fel și mai mult, așa, devin regizorii propriilor lor scurtmetraje. Vorbesc despre experiența lor, vorbesc despre ce înseamnă să fii instituționalizat, ce înseamnă să fii rom, ce înseamnă să fii, să trăiești viața asta cu neajunsuri, cu lupta pe care o duc ei și este o luptă foarte specifică despre care încă nu prea știm ce înseamnă să fii cu toate aspectele astea ale identității tale. Așa că, ce pot să le zic? Ei mă plac, dar este în regulă. Vă mulțumesc. Și de-abia aștept să vă invit să le vedeți munca acestor noi regizori. În martie viitor vom organiza a doua gală a tinerilor instituționalizați. Cred că se va numi Eu contez, că îmi place acest titlu. Și le veți vedea munca. Duceam o sărăcie mare atunci, apoi am fost și eu instituționalizată și aveam o foarte mare furie în mine și durere și foarte multe lucruri de exprimat. Și e bine că au venit la mine la liceu și s-au dat două chestii gratuite. Am fost un curs de karate și curs de actorie. La cursul de actorie n-am mai putut continua că era cu bani după aia, după o lună. Dar domnul de la karate zice, ce faci, măi, crezi că stau eu așa în banii tăi? Hai să te antrenezi, dar dacă nu faci 12 antrenamente pe lună, te supărăm. Și am ajuns și eu, așa că cum îi văd și pe ei, pe tinerii cu care lucrez, la campionatul național și mi-amintesc că n-aveam bani nici măcar de kimono. Îmi doream atât de tare un kimono, mi-aduceam aminte, doamne, mi se părea... The thing. Și de asta mă bucur că și ea mi-ar plăcea să-i oferim și Elmirei costumul, pentru că eu știu ce înseamnă să stai în sală și să dorești un kimono. Mă scuzați. Și ceva mi se spune că...
am făcut doar karate pentru acea perioadă în viața mea. Și apoi, când am fost și s-a oprit perioada aia, am început să-mi placă și mai mult teatru și doar să mă duc la teatru, deși n-aveam bani să plătesc biletul, tot pe independent și așa. Mi-a zis doamna de la casă, dacă strâng toată clasa mea, mă lasă să intru. Și am zis, păi nu fac eu asta. Păi aduc două clase, doamnă. Și așa am făcut și am primit bilete și la lojă, la notara. În fine, și am început să mă duc din ce în ce mai mult la teatru. Nu știu ce îmi plăcea, că nici n-am pusese vreodată ocazia să merg la teatru. Până când m-a chemat așa, nu știu cum. Mergeam pe străzi, nici eu nu știu să vă spun cum. Da, m-a chemat, de fapt, da, efectiv m-a chemat. Long story short, după aia am ajuns în Londra și am făcut capoeira. Și de fapt capoeira mi-a dat acest rol. Dacă sunt foarte, foarte total sinceră, eu nu știam ce înseamnă să lovești pe cineva sau să fiu lovită. Și nici capoeira nu-ți face asta. Capoeira nu este contact, full contact, deloc. Și oricum îți folosești picioarele, mâinile niciodată. Dar tot știam un mic limbaj de arte marțiale, însă deloc box. Adică partea cea mai importantă, adică cu mâinile nu știam. Destule, parcă poți să-mi mișc picioarele, dacă mă primiți, vin. Și am și spus că eu nu știu nici germană și nici box. Da, băi, așa a fost. Însă m-am pregătit cu, așa cum am făcut toată viața mea cu anumiți prieteni pe lângă mine. O fată m-a zis textul, s-a înregistrat și eu l-am învățat fonetic. Tot ce este spus este fonetic. Un alt prieten care știa și el un pic de box, care preda capoeira, mi-a zis, stai mă, că uite, uite așa se pun mâșile. Baftă! Și m-am dus la probă. M-au chemat la probă în Viena. A fost și oricum pentru mine era incredibil. Mi se plătea un bilet să merg la o probă. Nu venea să cred, am crezut că o să mă înregistrez cu un telefon să le trimite. Și nu, mi-au spus că îmi plătesc să merg acolo. Deci totul era foarte așa incredibil. Și am venit la un antrenament și tipul ăla mi-a arătat și am făcut și eu ce mi-a arătat. Și am văzut că zâmbea foarte așa până la urechi. Și apoi vine și Hussein și îmi zice, tocmai l-a impresionat pe campionul european din Austria de box. Ce bine că n-am știut că e campion, că m-aș fi emoționat. Și încetul cu încetul, adversarea mea din film, și cu asta să închei, este cu adevărat o campioană mondială. Puteți googări, se numește Maria Lindberg. Este, deși nu se vede în acest film, un suflet extrem de nobil și dulce. Noi împreună am făcut coreografia de box pe care ați văzut-o, pe care nici ea nu știa cum să o facă, nici eu, în fine, a fost așa o mare de necunoscut între noi. Da, bine, ea știa box, dar să joace, să facă toate chestiile astea. Și mi-a plăcut foarte tare că Hussein chiar a adus lumea boxului. Riță chiar există, nu știu să pronunț corect chestia, da, există. Toți, cum am spus, toți oamenii de acolo sunt boxeri adevărați, în afară de mine. Și a fost cumva foarte plăcut când eu nu mai puteam la antrenamente. Maria și antrenorul ei, care este în film, îmi ziceau, hai să bem o cafea, hai, liniștește-te, hai să... Și eu ziceam, nu, hai cu o dată, da, acum, da, că trebuia să învăț să fiu lovită și lucruri de genul ăsta foarte romantice. Dar, per total, a fost așa, pentru noi toți, o celebrare, celebrarea boxului, celebrarea a oamenilor fără șanse. Mulți oameni s-au bucurat să se exprime în filmul ăsta și am simțit asta din partea echipei, din partea tuturor. A fost așa foarte, foarte frumos. Și ca să închei, dacă se poate, aș vrea să vă spun că
Asta și sper. Să spunem că acesta a fost începutul călătoriei Gypsy Queen în România. O să vă spun așa foarte idealist care ar fi visul meu. Îmi permiteți? Mi-ar plăcea ca Gypsy Queen să... Nu știu, nu mă pricep la distribuție de film deloc, deloc. Dar știu să strâng oameni, știu să... Când munca ajunge, știu că ajunge la oameni. Doar să deschidem ușile mi se pare mai greu. Și visul așa mare, mare ar fi ca Gypsy Queen să devină un clasic în România. Să devină un fel de Pistruiat, un fel de... da, și să fie văzut pe TV, astfel încât să zici, ai, iar e Gypsy Queen, a, bă, frate, am mâncat cu treaba, da, da, iar e aia, de...